Am ajuns la primile speciale. An de an, premiile GOPO omagează și cariera unor profesioniști de film mai puțin cunoscuți publicului larg, unii dintre acei mulți oameni aflați în culisele realizării filmelor. În acest an, organizatorii s-au gândit să omagieze nu unul, ci trei astfel de profesioniști pe care de altfel i-ați văzut deja pe scenă în momentele dedicate filmelor Secvențe și Filantropica. Premiul este oferit de către Primăria Municipiului București, prin ARCU, și cei trei domni pe care o să-i aplaudați curând sunt practic o istorie vie a cinemaului românesc din ultimii 50 de ani. Sunt toți trei asistenți de cameră, șarfeur, cum se spunea pe vremuri, focus puller, cum a devenit între timp, sau mai pe românește, omul de bază al operatorului, colaboratorului cel mai apropiat. Toți trei au lucrat cu nume mari ale cinematografiei române și ca să vă scutesc de o uriașă enumerare, o să rezum simplu cu toți. Și pentru a ne spune câteva cuvinte și pentru a înmâna aceste premii speciale, îl invit în scenă pe primarul general al municipiului București, domnul Nicușor Dan. Bună seara! Sunt foarte onorat să fiu aici, pentru că cinematografia românească este ceva, un animal extraordinar, cumva, care se chinuie să reziste și care o face cu mari performanțe. Și dacă România ar fi pe alte domenii la nivelul la care dumneavoastră împreună sunteți, ne-ar fi tuturor mult mai bine. Din partea cumva celor de la care așteptați niște lucruri, știm că nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Eu, din poziția în care sunt, îmi propun să fac două lucruri. Primul rând, dacă nu pot să vă ajut, cel puțin să încerc să nu vă încurc. Și am avut o discuție cu Asociația Producătorilor de Film și mi-au povestit ce înseamnă să filmezi în București și încercăm să înducim mecanismele administrative, ca să spun așa. Pe de altă parte, pe resursele limitate pe care le avem în această zonă culturală, încercăm să facem o alocare echitabilă. Asta după tăiere, bineînțeles. Dar asta este serios. Adică avem niște bani pentru cultură și încercăm să-i folosim cât mai echitabil cu putință. E bine ca publicul să afle că filmul este o tehnică, da, o întreagă mașinărie în spate. Și în al doilea rând că e bine tot timpul să subliniem că lumea nu începe cu noi înșine și de fapt tot ce înseamnă prezența noastră aici, a dumneavoastră aici, înseamnă o școală care s-a clădit cu fiecare din cei dinainte. E o mare onoare pentru mine să prezint acest premiu pentru domnul Pompiliu Avram. Domnul Constantin Mica, Mihai Mihailu.